Înainte să vă întreb ce aveam în gând, aveți vreo echipă favorită din România? Steaua. Suntem serii, am trăit. Unde am copilărit? Am copilărit. Steaua sau FCSB? Mai sunt unii prin Ghencea. Ca să o celebra întrebare. Scuză-mă că te întreb. Mai sunt unii prin Ghencea de țin cu Dinamo, cu Rapid, unii chiar care stau vis-a-vis de stadion, adică niciodată n-am putut să înțeleg, dar cum și Ștefan cel Mare sunt destui steliști. Da, la fel, la fel de... Avem exemplu un... Surprinzător. În familie, unchiul nostru. Unchiul nostru. Neamovis. Da. Este neamovis. Da, bine, nu-l atenționați așa amical. Normal, amical. Normal, că nu. Dar că... Nici nu știu că am mai fost întrebat. Steaua sau FCSB? Eu am... Când am început să deschid ochii pentru fotbal, practic știu Steaua lui Becali, din punctul meu de vedere. Acum că au fost conflictele care au fost, nu pot să consider că Steaua care este acum în care se a Armatei, să consider fosta glorie, pentru că practic nu are nimic demonstrat. Adevărul undeva la mijloc. Adevărul, da, undeva la mijloc. Merg cu FCSB pentru că știu că a plecat de acolo, în ce circunstanțe a plecat, nu știu cum, dar că asta mi-a rămas întipărit în cap. Acum țin cu amândouă. Și pe viitor, apropo, ai spus că ții cu amândouă pe viitor, în caz că cei de la CSEA Steaua vor ajunge în Liga 1, într-un meci CSEA Steaua FCSB, pe cine îi susține? Sunt arbitru. Da, e un scenariu... De fantezist. Poftim? Nu este, dar... Nu, și mi se pare total ciudat, cu siguranță. Mă gândesc că să fii la nivelul acela la care este și domnul Gigi și cei din armată și să nu poți să stai la o masă și să poți să te înțelegi asupra unor aspecte care până la urmă țin de istorie. Țin de istorie, nu țin de orgolii personale. Mi se pare total ciudat.